Chișinău Smart City la Ciocana. Dacă nu erau destul de apropiate astea două blocuri, mergea cel bătrân 13/2. Am mai băgat un bloc alături și la fel de înalt. Acum oamenii o să aibă spectacol gratuit. O să poată privi pe geam ce face vecinul, vecina. Indiscret. Direct. Nu știu dacă măcar se respectă normele anti-incendiu, anti-cutremur. Vă dați seama câte mașini o să mai apară parcate aici pe la, pe în jurul blocului. Pum, pare eu că n-au făcut parcare subterană. Lângă judecătoria Chișinău, sediu Ciocana. Aici oamenii și-au făcut anexe la blocul vechi sovietic. Aici deocamdată nu s-a anexe, dar e un șantier mamut care o să aducă o grămadă de probleme în zona asta și o grămadă de bani celor care au investit aici. Și oamenii o să fie alungați pe cărări și cărărușe, că nu o să fie loc de betoane. Asta e mesajul de la primărie, probabil.